Astăzi a avut loc prezentarea programului regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin care autoritățile județene și reprezentanții ADR Oltenia au discutat cu reprezentanții UAT-urilor din județul Mehedinți pentru a putea fi atrase cât mai multe fonduri europene în zona noastră. Programul regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, adoptat de Comisia Europeană în data de 17 octombrie 2022, a fost conceput în baza nevoilor reale ale regiunii, în strânsă colaborare cu partenerii locali și regionali, fiind corelat atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele europene. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, cunoaște importanța acestui proiect pentru județul nostru și își dorește să se acceseze la fel de multe fonduri europene ca pe exercițiul financiar trecut. Totodată, acesta are încredere totală în reprezentanții ADR Oltenia, deoarece beneficiar va fi județul Mehedinți. Autoritatea de management nu mai este la nivelul Ministerului Dezvoltării, și este la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională, motiv pentru care zic eu că ne va fi mult mai ușor să accesăm fondurile europene, va fi o comunicare mult mai bună, mai rapidă și, evident, vor fi implementate, sunt convins, mai multe și mai repede proiectele pe programul regional 2021-2027. Pe exercițiul financiar trecut și Consiliul Județean Mehedinți și Primăria Municipiului Drobeta Turnu-Severin și multe alte primării din unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru au accesat fondurile europene și mare parte din aceste proiecte au fost deja implementate, unele sunt în curs de implementare. Astăzi, conducerea ADR a venit alături de noi pentru a vă oferi în primul rând dumneavoastră, domnilor primari, dar și reprezentanților celorlalte unități administrativ-teritoriale, toate informațiile de care considerați dumneavoastră că aveți nevoie, astfel încât să vă ușureze accesarea de fonduri europene pe viitorul program regional 2021-2027. În cadrul programului regional 2021-2027, primul gestionat de către ADR Oltenia în calitate de autoritate de management, se vor finanța proiecte în valoare de 1,2 miliarde de euro. Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți, a afirmat faptul că acest program este unul extrem de ambițios și diversificat, având o importanță deosebită în economia județului nostru. Mă bucur că este o audiență foarte bună la acest eveniment salutar, organizat de ADR Sud-Vest Oltenia, reprezentat aici la nivel de vârf și alături de specialiștii dumnealor, sigur în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți. Este un program operațional 2021-2027 extrem de ambițios, un program complex, diversificat, care astăzi, bineînțeles, vă va fi prezentat, disecat, diseminat în detaliu. Este o importanță deosebită în economia județului nostru, pentru că de-a lungul celor, să zicem, aproximativ 10 ani, ultimilor 10 ani, autoritățile locale, în frunte cu Consiliul Județean Mehedinți, cu Primăria Drobeta Turnu-Severin și alături de dumneavoastră unitățile administrativ-teritoriale ale județului, a fost adevărat vector de dezvoltare în județul nostru. Directorul general al ADR Oltenia a subliniat faptul că sunt foarte mulți bani oferiți de Uniunea Europeană și este foarte important ca posibilii beneficiari să fie informați prin departamentul de marketing. Totodată, agenția are un site nou pentru a-i ține la curent pentru implementarea acestor proiecte menite să ducă la dezvoltarea comunităților. E foarte important pentru noi să vă oferim prin primul informația, pentru că atunci când vrei să accesezi fonduri europene, cel mai important este informația și apoi sunt etapele pe care dumneavoastră le știți foarte bine. E o oportunitate pentru România în general, pentru că, după cum știți, în mecanismul financiar 2021-2027 sunt foarte mulți bani oferiți de Uniunea Europeană, e vorba de 80 de miliarde și nu e glumă, pentru că o fac o socoteală foarte simplă, sunt 31 de miliarde pe bani europeni, pe politica de coeziune, unde intră și programul regional Sud-Vest Oltenia. Noi ne-am propus ca, în primul rând, să vă dăm toată informația și nu numai pe programul regional
Sud-Vest Oltenia, unde avem o alocare de 1,2 miliarde de euro, deci bani care sunt alocați strict pe regiunea Oltenia, pe cele 5 județe pe care noi le gestionăm din punctul ăsta de vedere. Vorbeam de gestionarea programelor, v-am spus că vreau să vă ținem la curent cu tot ceea ce înseamnă alocări de fonduri europene și pentru asta, în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională, avem un departament, departamentul de marketing se numește, departament care, a cărui sarcină importantă este să vă țină la curent și dumneavoastră să luați toate informațiile necesare. Cătălin Catană, directorul general AMPR Sud-Vest Oltenia, a pus în revistă prioritățile acestui program extrem de important pentru județul nostru. Pe noul program care îl vom gestiona noi avem o alocare de 1,2 miliarde de euro, astfel încât suma totală gestionată de ADR Oltenia în regiunea noastră până în acest program se ridică la 3,2 miliarde de euro. Prioritățile programului, o să vi le spun pe scurt, după aceea o să le detaliem. Prioritatea 1, competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, are o alocare de 243 de milioane de euro. Digitalizare în beneficiu cetățenilor și a firmelor, 34,4 milioane de euro. Eficiență energetică și infrastructură verde, 279,4 milioane de euro. Mobilitate urbană durabilă, 115,9 milioane de euro. Accesibilitate și conectivitate la nivel regional, 174,4 milioane de euro. Educație modernă și inclusivă, 84,7 milioane de euro. Dezvoltare teritorială sustenabilă, 227,7 milioane de euro. Și asistență tehnică, 48,8 milioane de euro. Dintre cele 8 priorități ale programului Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prioritatea 3 și prioritatea 7 au o importanță aparte, și anume prioritatea 3 se referă la eficientizarea energetică și infrastructura verde, prin care se pot face investiții în clădirile publice în vederea asigurării creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie, iar prioritatea 7 se referă la dezvoltarea teritorială sustenabilă. Următoare tipuri de intervenții. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie, cu alocare de 151,6 milioane de euro și granturi cuprins între 100 de mii și 10 milioane de euro. Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării creșterii eficienței energetice, cu alocare de 40 de milioane de euro, aici se vor utiliza instrumente financiare, sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi albastre, cu alocare de 87,8 milioane de euro, valoarea grantului este în funcție de tipul solicitantului. Pot depune proiecte autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, autorități publice locale din mediul urban, în parteneriat cu asociațiile de proprietari. Programul regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este principalul instrument de finanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul de stat și va oferi fonduri în valoare totală de peste 1,2 miliarde de euro în regiunea de sud-vest a Olteniei, prin intermediul celor 8 priorități. Acest program are o importanță deosebită pentru județul nostru, deoarece atragerea de fonduri europene înseamnă implicit dezvoltare, modernizare, reabilitare, iar în județul Mehedinți au fost atrase și pe exercițiul financiar trecut. Atât de către Consiliul Județean Mehedinți prin președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, cât și la nivel de municipiu prin primarul Marius Creciu, iar la nivel de județ în multe dintre UAT-uri. Reprezentanților unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Mehedinți le-a fost prezentat programul Prioritățile, iar autoritățile județene cât și reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia le sunt alături și îi vor îndruma, totul pentru ca cetățenii județului Mehedinți să aibă cele mai bune condiții de trai.